Bun găsit, oameni buni! Așa cum am promis într-o ediție anterioară a emisiunii noastre, ne-am interesat și am aflat unde au fost repartizați cei doi tineri agenți de poliție care au absolvit cursurile școlii de agenți de poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca. Terminând ca șef de promoție, aceștia au putut opta pentru o repartizare în apropierea orașelor de domiciliu. Despre agenta de poliție Boca Iuliana, am aflat că locuiește în orașul Sighișoara, din județul Mureș, și a fost repartizată la postul de poliție Nadeș, aflat în apropierea orașului. Acestea și multe alte lucruri le-am aflat de la domnul comisar șef Raclaru Cristian, împuternicit la comanda Poliției Municipiului Sighișoara. Câte efective de poliție aveți în subordine? Poliția Municipiului Sighișoara este încadrată personal în proporție de 86%. Țin să precizez faptul că municipiul Sighișoara este un oraș turistic cu o populație de 34.000 de locuitori. De asemenea, anual înregistrăm aproximativ 100.000 de turiști care vin să viziteze acest oraș medieval. Din punctul de vedere al poliției, noi administrăm și comunele din jurul municipiului Sighișoara, unde avem o încadrare cu efective în proporție de 82%. În cifre sunt 45 la număr, iar la nivelul secției de poliție rurală Sighișoara, care administrează cele 7 posturi de poliție, sunt 23 de lucrători de poliție. În ultimii 5 ani, din unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, au fost încadrați la Poliția Municipiului Sighișoara un număr de 7 polițiști. Din aceștia, 3 sunt la nivelul Poliției Municipale, iar 4 sunt la nivelul Secției de Poliție Rurală numărul 10 Sighișoara. Am avut beneficiul, să zic așa, să printre cei 4 de la nivelul secției, să avem și un ofițer din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București. Din anul 2016 au fost încadrați prin concurs un număr de 14 agenți de poliție. Și aceștia urmează un curs de inițiere în carieră în cadrul unităților de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, iar pentru o perioadă de 6 luni se află sub tutelă profesională. Să nu uităm că și polițiștii absolvenți al unităților de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne urmează o perioadă de tutelă profesională de 6 luni de zile, care se finalizează cu un examen de definitivare. Ce înseamnă această tutelă? Această tutelă înseamnă o perioadă, în primul rând, de 6 luni de zile, în care polițistul începător este îndrumat și sfătuit, chiar și verificat de către un alt polițist cu experiență pe specificul activității din structura din care face parte, îndrumare concretizată în cadrul activităților desfășurate și în domeniul practic, dar și în domeniul legislativ, inclusiv legislație care trebuie să o cunoască polițistul în meseria sa. La finalul celor 6 luni de zile, polițistul susține un examen de definitivare în carieră. Polițiștii noi s-au încadrat în tiparele solicitate de meserie. Au dat dovadă de inițiativă, au demonstrat că au acumulat foarte multe cunoștințe în această perioadă. Polițiștii noi au fost incluși în diferite misiuni de menținere a ordinii și liniștii publice cu ocazia diferitelor manifestări culturale artistice care au avut loc pe raza noastră de competență, au participat la activități de cercetare la fața locului, au intervenit la scandaluri, solicitări la apeluri de urgență 112, asigurarea ordinii și liniștii publice, aceștia fiind încadrați atât în structurile de ordine publică cât și cele de poliție rutieră. Cu ce au venit nou acești polițiști tineri? Polițiștii noi au adus un plus de valoare structurilor poliției, având în vedere faptul că cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională, iar în municipiul Sighișoara afluxul important de turiști necesită cunoașterea unei limbi internaționale, întrucât au fost și cazuri în care aceștia au fost părți vătămate ale unor infracțiuni. Cum sunt priviți acești polițiști tineri de către cetățeni? Din activitatea desfășurată până în prezent, avem numai păreri bune din partea cetățenilor cu privire la efectivele noi, sunt tinere,
sunt dedicate meserii de polițist și au dat dovadă până în prezent chiar de implicare deosebită. N-am avut semnale negative, însă avem semnale că aceștia încă mai au mult de învățat privind meseria pe care o practică, o desfășoară. Acest lucru este valabil și în cazul nostru. Ați dori să transmiteți ceva colegilor din subordinea noastră? Faptul că aceștia sunt în slujba cetățeanului. Au toată susținerea din partea forurilor superioare în activitatea ce o desfășoară și doresc ca această activitate să fie efectuată din punct de vedere legal în condiții de corectitudine, respectarea drepturilor omului și profesionalism. Și un mesaj cu dedicație pentru tinerii care au intrat în rândurile poliției? Aș dori să le urez în primul rând bine ați venit în rândul nostru și mult succes în continuare. Fiecare generație are de învățat una de la cealaltă. Polițistul cu experiență poate învăța de la cel tânăr, întrucât viața se schimbă pe zi ce trece, iar cel tânăr poate învăța din experiența polițistului mai în vârstă. Deplasându-ne la postul de poliție Nadeș, am găsit-o pe Iuliana Boca, în uniformă, alături de colegi. Am invitat-o la o discuție despre profesia pe care și-a ales-o. Sunt agent Boca Iuliana, din cadrul postului de poliție Nadeș, secția rurală 10, Sighișoara. Cum de-ai ales profesia de polițist? În timpul general, m-a inspirat foarte mult faptul că vedeam multe polițiste, să zic așa, în special, și vă dați seama, în mod evident, uniforma m-a atras și apoi și postura și impozanța dată de statutul de polițist. Părinții, prietenii, ce sfaturi ți-au dat? Ce au spus despre alegerea ta? Părinții pot spune că sunt cei care m-au influențat și inspirat foarte mult, în special tata, în alegerea profesiei. Mama a avut anumite rețineri pentru că era frică de riscurile meseriei. Dar tata m-a inspirat și cu această ocazie am ales calea asta. Cum ai aprecia acum pregătirea din școală? Pot spune că atât pregătirea teoretică cât și cea practică au fost foarte binevenite, în special tragerea cu Alma din poligon. Cum ai fost privită și primită în colectivul postului de poliție Nadeș? Pot spune că primită am fost foarte bine, pentru că colegii n-au mai avut până acum colege polițiste și în prima fază au fost încântați. Ulterior urma să văd cum mă descurc pe parcurs ca să-mi fac o impresie bună. A fost o problemă că ești fată? Nu mi-au dat de înțeles că ar fi o problemă. M-au lăsat să mă descurc singură, m-au ajutat pe cât posibil și până la urmă lucrurile au decurs bine între noi, ca și relații de colegialitate. Ce activități ai desfășurat în cadrul postului de poliție Nadeș? Am făcut ore de rutieră, activități în teren, ceea ce presupunea intervenții la scandaluri și la diferite alte evenimente, pe partea de judiciar cu dosare penale. Ai primit sprijin și îndrumare din partea colegilor tăi? Da, așa cum era și de așteptat, colegii fiind cu experiență deja m-au sprijinit și îndrumat mult în această meserie și mi-au acordat ajutor în diferitele probleme pe care le-am avut și nu l-am descurcat cu ele. Au fost dificile activitățile desfășurate aici? Ușoare nu pot zice că au fost, pentru că, fiind și fată, la început de drum aveam și o vârstă destul de fragedă și am fost nevoită să întâmpin cam toate spețele cu toate greutățile, zic așa. Practic, ce vechime ai? 3 ani. Am făcut 3 ani în august. Dacă ar fi să compari ce ai învățat în școală, spețele prezentate și ce ai întâlnit în activitatea reală a polițistului, ce ai putea spune? În mod evident nu se poate compara ceea ce am făcut în școală. Toate simulările de intervenții la diferite evenimente au fost planificate. În schimb, deja când am venit în teren, a fost mult mai dificil, pentru că trebuia să înfrunt singură sau cu colegii situațiile și erau neașteptate, nu puteam să le planific dinainte și trebuia să acționez în primul rând pe instinct și după aceea, după toate cele învățate în școală, să le pun în practică. Ai avut vreo întâmplare mai deosebită în timpul activităților desfășurate? Am avut și anumite intervenții mai grele, să le zic așa, în care a fost nevoie să urmăresc, chiar și cu auto specială, anumite persoane. Ce îți place la această profesie? Îmi place, în primul rând,
complexitatea cu care se confruntă și modul în care se pot soluționa diferitele probleme. Ce nu-ți place? Recunosc că munca cu oamenii este printre cele mai dificile aspecte în această meserie, pentru că nu te poți înțelege tot timpul cu ei și trebuie să ajungi la un nivel în care ei să te înțeleagă, să-ți perceapă mesajul așa cum îl transmiți și ca să poți ajunge la un numitor comun, ca să poți soluționa problemele și diferitele spețe. Cum îți place să-ți folosești timpul liber? Pe lângă dans, în timpul liber citesc, am anumite cărți romane pe care le prefer și în special cele polițiste, vă dați seama. Ai avut de învățat de la polițiștii cu experiență? Da, foarte mult am avut de învățat, în special de la șeful de post pe care l-am avut aici la post de poliție Nadej, pentru că fiind deja cu experiență și cu anumită vechime, m-au învățat multe lucruri pe care m-am putut baza și pe care le-am putut aplica în teren, pentru că în modul acesta m-a format și sunt în continuare în formare, pot spune. Am ținut să aflăm și părerea unui polițist cu experiență în domeniu și care a lucrat efectiv cu Iuliana Boca. Mai mult decât atât, a avut responsabilitatea de a o iniția, coordona și evalua în perioada de tutelă. Sunt agent șef principal Gliga Costel, din cadrul secției 10 Poliție Rurală Sighișoara. Aveți, văd, colegi noi la postul de poliție, tineri, absolvenți de instituții de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Cum se comportă? Cum au fost primiți în acest colectiv? De la început vreau să vă spun că am fost puțin speriat de ideea a avea ajutor o fată tânără, însă pe parcurs mi-am dat seama că m-am înșelat. Aportul dumneavoastră în această comunitate este foarte binevenit. S-a implicat de la început în muncă, a urmat instrucțiunile primite atât în școală cât și de șefii acții superiori și și-a îndeplinit cu brio sarcinile trasate. Încă de la început și-a însușit cunoștințele primite în școala de subofițeri, a răspuns solicitărilor cetățenilor, a urmat exemplele colegilor și ale mele ca șef tutelă. Am fost foarte mulțumit de implicarea ei în muncă, nu am avut motive pentru care să fiu dezamăgit. De la început mi-am dat seama că este un real potențial pentru acest minister și din câte mi-am dat seama, ceea ce și-a însușit pe băncile școlii le-a pus cu brio în practică. A participat la diferite acțiuni pe diferite linii, atât pe linia circulației rutiere, cât și pe linia prevenirii furturilor. Cu plăcere mi-amintesc chiar că am participat împreună cu ea la o acțiune de restabilire a ordinii publice în cazul unui scandal mai de amploare între două grupuri de cetățeni romi. Atunci mi-am dat seama prima dată de potențialul ei pentru că s-a implicat și s-a impus ca polițist în fața cetățenilor, a aplicat cu fermitate legea și a respectat conduita polițienească. Aveți ceva de spus în legătură cu Iuliana? Ceva lucruri negative? Nu am ce să spun lucruri negative. Dimpotrivă, după cum se poate constata pe raza comunei, este o persoană apreciată, respectată, deși ar fi ușor interpretabil și a format și cercuri de prieteni din rândul persoanelor cinstite și de încredere de pe raza comunei, care de asemenea pot conduce la ajutor în munca pe care o prestează. În cadrul acestui post de poliție mai face parte și un nou agent de poliție care a fost încadrat din sursă externă, ulterior absolvind cursurile de inițiere de la Cluj-Napoca. De asemenea, și despre el pot spune că s-a implicat în muncă și este o persoană cu real potențial pentru rândurile polițiștilor. Deocamdată este în curs și el de formare, încet începe să se deprindă cu munca de poliție, tot ceea ce înseamnă linia de munca unui post de poliție. Cu alte cuvinte, pe toate ramurile muncii de poliție. Consider că este un real avantaj faptul că generația tânără intră în rândurile agenților de poliție, având în vedere faptul că țin pasul cu tehnologia, cu aplicațiile noi apărute, lucruri care noi, generația mai veche, nu ne-am întâlnit, corespundează mai bine cu generația tânără de vârsta lor, mai mult cunosc o limbă, cel puțin o limbă de circulație internațională, ceea ce ne ajută, fiind și cazul lui Iuliana,
într-un accident de circulație în care a fost implicat cetățeni străini, a putut comunica în limba engleză cu ei și consider că pregătirea lor continuă pe aceste linii este benefică tuturor cetățenilor. Iată și părerea unui coleg de-al Iuliei. Agent Detășan Dorin, din cadrul postului de poliție Nadeș, am vârsta de 27 de ani. Am fost încadrat din sursă externă în anul 2016. Ulterior am urmat cursurile de specializare la școala de agenți de poliție Septimul Mureșanu Cluj-Napoca, iar de la sfârșitul anului 2016 lucrez efectiv la postul de poliție Nadeș. Cum ai fost primit aici la acest post de poliție de către polițiștii mai cu experiență? Pot să zic că am fost primit foarte bine, am primit foarte mult sprijin de la polițiștii mai vechi și chiar de la cei mai noi, cum este colega noastră Boca Iuliana. Am învățat foarte multe lucruri bune, ea este o persoană dedicată și cu o mare implicare în cadrul populației. Iar de la șefii de post am primit foarte mult sprijin în cadrul muncii de poliție pe ramura de judiciar și pe partea de rutieră. Ne poți spune despre o misiune mai dificilă la care ai participat? Înțeleg că alături de tine a fost și colega Iuliana, care are 3 ani de experiență. Misiune de restabilire a ordinii și liniștii publice între grupuri de romi. Iuliana i-a calmat și a rezolvat problema într-o variantă cât mai amiabilă. Ai recomandat tinerilor să învețe să devină polițiști? Da, aș recomanda asta celor mai curajoși, fiind o meserie dedicată celor cu sânge rece și au nevoie de... Comunicați! Solicitare 1-2, localitatea Zicmandru, rog deplasare la fața locului. Recepționat, ne deplasăm la fața locului. Îmi cer scuze, vă mulțumesc, datoria mă cheamă. Polițistul care termină o școală de pregătire în acest domeniu trebuie să treacă probele sportive, să treacă examenul pentru obținerea permisului de conducere, să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională, să aibă cunoștințele necesare utilizării calculatoarelor în cele mai diverse aplicații, să cunoască și să aplice procedurile de autoapărare și, nu în ultimul rând, să cunoască și să aplice întocmai legislația în vigoare. Polițistul român nu este un erou sau un personaj din filmele de acțiune. Este un polițist european. Atât pentru astăzi, cu promisiunea că într-o ediție viitoare a emisiunii noastre îl vom cunoaște pe agentul de poliție Olar Tudor, care își desfășoară activitatea în județul Bihor, la postul de poliție din comuna Tileagd, lângă orașul Oradea. Pe data viitoare, mai învățați, mai educați și mai în siguranță!